Bine, ne revedem la o nouă conferință de presă, prima a lunii septembrie, și mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile desfășurate în săptămâna trecută și ceea ce ne-am propus pentru această săptămână. În săptămâna trecută am montat bănci la mai multe asociații de proprietari, la blocurile 7 și 8 de pe Suceava, blocul 6 de pe Panaite Donici, blocul 1 Fundătura Duzilor și încă 10 bănci în asociația de proprietari numărul 20. Vreau să aduc la cunoștința telespectatorilor și a cititorilor dumneavoastră faptul că pentru a monta aceste bănci este nevoie ca solicitarea să vină prin intermediul asociației de proprietari, care este până la urmă organul reprezentativ al fiecărui dintre proprietarii din condominii, pentru că sunt suficiente cazuri în care o parte din proprietari își doresc bănci, o altă parte nu își doresc, și atunci în primul rând trebuie găsit un consens la nivelul asociației de proprietari și ulterior să se facă solicitarea către Primăria Municipiului Roman de amplasare de bănci. Și dacă tot vorbim de bănci, de această dată din domeniul public, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că am dat în lucru realizarea a două bănci pe care să le montăm în zona fântânii arteziene de la primărie, în jurul copacilor, pentru a nu mai fi mutate băncile de lângă statuie și să creăm noi o anumită zonă la umbră, acolo în perioada călduroasă, romașcanii să se poată odihni. Vom crea și o alee de acces către aceste bănci, astfel încât să o normalizăm și acest aspect. De asemenea, tot în săptămâna trecută am efectuat reparații la mai multe trotuare de la blocuri pentru a nu mai permite apei să se infiltreze la fundația și la subsolul blocurilor. Și de asemenea am intervenit și am efectuat reparații pe mai multe străzi de pe raza municipiului Roman, inclusiv pe artoria Roman Est. Însă în ceea ce privește această stradă, am contactat un expert care va veni în această săptămână să ne spună dacă problemele care au apărut la această stradă, la artera Roman Est, sunt cauzate de solul defectuos sau sunt alte vicii, pentru a ști în funcție de această expertiză măsurile pe care le vom lua cu această stradă. Vă voi ține la curent cu demersul pe care îl facem, cu rezultatul expertizei, și în funcție de aceasta vom lua o decizie în ceea ce privește această stradă. De asemenea, dacă tot vorbim de reparații la străzi, vreau să vă anunț că vineri a fost ultima zi de depunere a ofertelor pentru reparația străzilor cu covor asfaltic. S-au înscris 3 firme. Sperăm ca în circa 2 săptămâni să finalizăm procedura de evaluare și ulterior să începem chiar din luna septembrie, dacă nu vor fi contestații, să începem lucrările de reparație cu covor asfaltic, un program multianual, întins pe durata a 3 ani, astfel încât până în 2020 toate străzile de pe raza municipiului Roman să fie reparate cu covor asfaltic. De asemenea, în ceea ce privește lucrările de reparații la alei și la platforme, la unitățile de învățământ, am finalizat în cursul săptămânii trecute aleile și platformele de la Colegiul Tehnic Miron Costin, de la școala Calistrat Hogaș. Sâmbătă am intervenit și la școala Vasile Alexandrii, azi terminăm această platformă.
urmând ca chiar de astăzi, dacă nu cel mai târziu de mâine, să intervenim la seminarul ortodox și la Colegiul Tehnic Danubiana și până sâmbătă să finalizăm și celelalte lucrări mai mici, astfel încât, odată cu începerea noului an școlar, unitățile de învățământ să poată beneficia de aceste platforme reabilitate. Și așa cum vă spuneam, anul viitor urmând să intrăm într-un program și de reabilitare a terenurilor de sport. De asemenea, miercuri voi avea și o ședință cu conducerea unităților de învățământ, directorii unităților de învățământ, pentru a stabili ultimele detalii legate de începerea noului an școlar și le voi solicita ca până la sfârșitul lunii septembrie să facă toate testele necesare pentru rețelele de sanitare și cele termice, astfel încât dacă vor apărea probleme până la începutul sezonului rece să le putem remedia și să ne prindă toate instalațiile termice în funcțiune. Ne raportăm și la activitatea de în piață. Urmează o perioadă în care se vor comercializa struguri. La fel ca și anul trecut, am luat decizia ca această activitate de comercializare angro a strugurilor să se facă tot în bazarul municipal, care este până la urmă un loc generos, un loc spațios și care poate permite desfășurarea în bune condiții și civilizate a acestei activități. De asemenea, și în ceea ce privește activitatea din cimitir, vreau să vă informez că începând cu data de 1 septembrie am contractat o firmă de pază care să asigure paza pe timp de noapte și în weekend, astfel încât să îmbunătățim și din acest punct de vedere activitatea din cimitir. Acest lucru venind în sprijinul celor 10 camere de luat vederi care au fost montate în acest an și bineînțeles că anul viitor ne propunem să mai montăm încă 10 camere, astfel încât treptat să încercăm să acoperim tot cimitirul pentru a preîntâmpina faptele antisociale din această zonă. În ceea ce privește activitatea de la Complexul Sportiv și de Agrement Moldova, aici încasările sunt oarecum în scădere, semn că deja prioritățile încep să devină altele. Am avut în săptămâna trecută 2356 de clienți, încasând suma de 33.494 de lei. Sâmbătă au fost 390 de plătitori, iar duminică 832 de persoane care au venit la ștrand. Am purtat o discuție cu conducerea clubului sportiv municipal, cel care administrează ștrandul, ca în această iarnă să mai achiziționăm încă un robot care să ne permită în timpul sezonului să facem curățarea bazinelor. Robotul pe care îl avem s-a defectat și a durat circa 2 săptămâni până a fost reparat. Din punct de vedere al apei, toate testele sunt bune, ținem sub control prin stația noastră de tratare a apei, însă, din păcate, bazinul mare fiind și foarte adânc, nu s-a putut curăța manual și de aceea a apărut acea culoare verzuie, însă, în ceea ce privește apa, este foarte bună pentru scăldat. Chiar și eu personal am fost sâmbătă la ștrand împreună cu copiii și pot asigura pe Romașcan că nu există absolut nicio problemă. De asemenea, o altă decizie pe care am luat-o împreună cu colegii mei a fost aceea ca aceasta să fie ultima săptămână de funcționare a ștrandului,
astfel încât, începând cu data de 10 septembrie, strandul să intre în conservare și, de asemenea, în pregătire pentru sezonul de anul viitor. Zona de picnic însă va rămâne în continuare deschisă. Săptămâna trecută au fost închiriate 66 de foișoare, 15 fiind închiriate sâmbătă și 31 duminică. De asemenea, și în ceea ce privește activitatea de la Direcția de Taxe și Impozite Locale, vreau să le aduc aminte romașcanilor că luna septembrie este ultima lună în care se poate plăti tranșa a doua a taxelor și impozitelor locale. Și de asemenea am discutat și colegii din celelalte direcții, servicii și departamente ca să analizeze lista de taxe și impozite locale, pentru că îmi doresc ca la sfârșitul lunii septembrie să fie deja supusă dezbaterii publice, astfel încât în ședința ordinară din luna octombrie să aprobăm taxele și impozitele locale pentru anul 2019. O altă problemă care a fost în atenția noastră și asupra care am primit clarificările necesare se referă la scările din favorit. După ce am verificat documentațiile, inclusiv de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, am identificat aceste scări ca fiind în proprietatea municipiului Roman, drept pentru care vom lua legătura cu proiectantul care trebuie să ne dea soluția pentru consolidarea scărilor din pietonal, să ne facă un proiect și pentru aceste scări din favorit și în funcție de primirea proiectului și aceste scări să fie reabilitate. Mâine mă voi deplasa la București, acolo unde avem o ședință de comitet director al Asociației Municipiilor din România. Discuțiile de bază se vor purta cu Ministrul Mediului pentru a vedea noile provocări din punct de vedere a mediului pentru anul 2019 sau care încep cu anul 2019. Vor fi o serie de prevederi legislative care vor intra în vigoare și o serie de modificări legislative în domeniul mediului. Acolo unde România în momentul de față este foarte deficitară și deja în procedură de infringement de către Comisia Europeană, și de aceea vom încerca toți primarii membri în comitetul director să purtăm discuții cât mai clare și care să dea o anumită linie din punct de vedere al mediului în comunitățile pe care noi le administrăm. De asemenea, voi profita de vizita la București și voi încerca să am o întrevedere și cu cei din conducerea Ministerului Transporturilor pentru a relua discuțiile legate de trecerea la nivel cale ferată, ieșirea spre Iași, astfel încât CFR-ul să-și asume reparația capitală a acestor linii, pentru că deja se apropie iarna, traficul este din ce în ce mai mare și se desfășoară în condiții din ce în ce mai dificile în acea zonă. Sâmbătă am fost în teren cu colegii mei din primărie, de la investiții și inclusiv consilierul personal, domnul Dan Frizehan, pentru a analiza mai multe probleme și a căuta soluții. Ne-am oprit la canalul de la Kaufland, cel care a produs acele acumulări de apă când au fost ploile torențiale. Am identificat o soluție în momentul de față și solicităm avizul de la Apele Române pentru realizarea unui decolmatări a acelui canal de scurgere a apelor pluviale, care în momentul de față este înfundat din cauza aluvinilor și depunerilor de nisip. Va trebui să adâncim acel canal, să aducem un buldo excavator și o draglină, astfel încât
să putem crea un spațiu de scurgere a acestor ape pluviale și pentru a preîntâmpina depunerea de nisip în această conductă. De asemenea, am fost și în zona punții pietonale spre Cotul Vameș, acolo unde gândim un proiect unitar, acea faleză plus reabilitarea punții. În momentul de față am luat decizia să facem un proiect pornind de la podul de la Moldova și până la puntea pietonală și ulterior, în condițiile în care vom reuși să obținem finanțare, să punem în practică realizarea falezei pe acest segment, ulterior să putem prelungi și în partea dinspre Amonte râul Moldova, practic pe sub podul Moldova și până la podul de fier. Vom, așa cum vă spuneam, vom gândi în două etape acest proiect și deja am dat în lucru către un proiectant pentru realizarea studiului de fezabilitate. Însă până atunci vom gândi și în această săptămână vom monta un sistem de blocare a accesului cu vehicule motorizate pe puntea pietonală și să-i păstrăm această destinație de punte pietonală, cum îi spune și numele, și să prevenim distrugerea scândurilor până la realizarea acestui proiect. De asemenea, toate aceste demersuri și inclusiv blocarea care s-a făcut în săptămâna trecută s-a făcut la solicitarea autorităților publice din comuna Horia și de asemenea dorim să preîntâmpinăm, așa cum vă spuneam, distrugerea scândurilor pe care noi tot le montăm. Cred că în acest an în jur de 200 de scânduri am înlocuit, fiind fie deteriorate de cei cu mopede, fie poate chiar furate. Vom analiza și din acest punct de vedere dacă vor mai dispărea în perioada imediat următoare, vom să știm ce măsuri să luăm. De asemenea, tot sâmbătă ne-am deplasat în teren pentru identificarea unei soluții de extindere a străzii Smirodava, care în momentul de față cunoaște un trafic destul de intens și am constatat faptul că această stradă poate fi extinsă pentru a amenaja parcări pe segmentul cuprins între Bulevardul Republicii și strada Ecaterina Teodoroiu și de asemenea acest proiect va fi un proiect integrat în sensul în care pe lângă extinderea acestei zone va cuprinde și reabilitarea trotuarilor, însă reabilitarea se va face de la intersecția cu Roman Mușat, practic de la Casa Celebidache până la intersecția cu Bulevardul Republicii până la Abator. De asemenea, tot sâmbătă am purtat discuții cu colegii mei în legătură cu mai multe proiecte de investiții pe care noi le gândim pentru anul următor, atât amenajarea de parcări de reședință și am fost prezenți la mai multe blocuri de pe raza municipiului Roman pentru a identifica soluții de amenajare a acestor parcări. Ne propunem modernizarea peste 800 de locuri de parcare și unele dintre ele presupun soluții mai complexe, inclusiv consolidare de maluri, însă vom găsi soluții pentru toate și practic începând de anul viitor municipiul Roman va deveni un șantier prin toate proiectele pe care noi le-am gândit în acest an. Din păcate, din momentul în care gândești un proiect și până la implementarea lui sunt etape preliminare obligatorii, de la întocmirea studiului de fezabilitate și ulterior proiectare și licitație publică. Noi suntem în acest moment în stadiul finalizării studiilor de fezabilitate. Săptămâna trecută am reușit să depunem cele patru proiecte cu finanțare europeană care sperăm să
rezolve o mare parte din problemele anumitor cartiere din municipiul Roman, și aici ne referim la cartierul Nicolae Bălcescu și la cartierul Petru Rareș, care pe lângă infrastructura școlară prevede și modernizarea și asfaltarea infrastructurii rutiere și pietonale, dar complementar cu aceste proiecte cu finanțare europeană, venim și cu proiectele proprii finanțate din împrumut sau din fondurile proprii, astfel încât anul viitor circa 40.000 de metri pătrați de trotuare să fie reabilitate pe mai multe străzi de pe raza municipiului Roman, și aici am gândit o zonă întreagă, zona aceea adiacentă parcului cu Bulevardul Roman Mușat, fostă Florilor, și toate străzile perpendiculare. De asemenea, am gândit și strada Castanilor, strada Păltiniș, strada Petru Rareș, Soldat Porojan, Plefnei, Albinelor, Mihai Viteazu, Republicii, segmentul cuprins între Anton Pan și Bogdan Dragoș. Bogdan Dragoș, de asemenea, în totalitate, de la intersecție cu Bulevardul Roman Mușat până la pod la Gădinț, strada Ecaterina Teodoroiu, Păcii, Gloriei, Mihai Eminescu și Primăverii. De asemenea, în această lună vor fi reluate în forță lucrările în pietonalul Ștefan cel Mare, acolo unde, așa cum vă spuneam, ne propunem ca până în toamna anului viitor lucrările să fie finalizate în totalitate, inclusiv reabilitarea scărilor și a frontoanelor de la parter 1. Vom intra și cu reabilitarea grădiniței numărul 2 cu program prolungit, reabilitarea grădiniței numărul 2 cu program normal, reabilitarea corpului B de la școala Vasile Alexandrii, reabilitare peisagistică Bulevardul Republicii, acolo unde vom amenaja atât din punct de vedere al sistematizării, dar și din punct de vedere al parcării, vom reglementa întreaga zonă de blocuri de pe Bulevardul Republicii. De asemenea, ne propunem să intervenim pe străzile din cartierul Nicolae Bălcescu, care nu au fost cuprinse în programul cu finanțare europeană. De asemenea, vom viza și în prealabil cu preponderență în cartierul Nicolae Bălcescu extinderea rețelei de rețelelor de gaze naturale și, așa cum vă spuneam, și dezvoltarea a peste 800 de noi locuri de parcare de reședință, astfel încât să răspundem cât mai multor solicitări din partea romașcanilor. Și de asemenea, în funcție și de posibilitățile de finanțare care mai apar în funcție de liniile de finanțare europeană, mai gândim și o serie de proiecte, așa cum vă spuneam, inclusiv pentru primăria municipiului Roman. În perioada imediat următoare, în ceea ce privește achizițiile publice, așteptăm avizul final asupra proiectului din partea ADR Nord-Est, astfel încât blocul 33 de pe Anton Pan să intre în procedură de licitație pentru executarea lucrărilor, și de asemenea în această săptămână pregătim și documentația pentru licitația în vederea realizării proiectului tehnic pentru creșa Smirodava. Cam acestea au fost în linii mari proiectele pe care le-am pregătit, activitățile din săptămâna trecută și săptămâna curentă. În rest, pe mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Domnule primar, o întrebare din partea unor cetățeni din zona Smirodava, că tot ați făcut repede de la ele. Spuneți-mi, când va mai fi făcută o nouă acțiune de tăiere a ierbii? Au cam... Unde? În ce zonă? În ce zonă exact, vă rog? De exemplu, în zona aceea Maromului. Deci, e toaletată. Eu am fost sâmbătă pe acolo, era toaletată. Eu vă zic că nu. Da, acolo, deci tot ceea ce ține pe proiectul de amenajare a spațiilor verzi s-a lucrat în săptămâna trecută în Smirodava. Poate faceți referire la vreo asociație de proprietari care are această atribuție.
Deci atribuția... Deci sunt asociații de proprietari cărora... Da, sunt asociații de proprietari cărora noi le-am dat motocoase și care ar fi trebuit să-și amenajeze acest spațiu vers. Eu voi verifica această informație a dumneavoastră și vă voi aduce la cunoștință. Și apropo de spațiile vers, ne-am vorbit de acest proiect de extindere a parcărilor în municipiu, care este o preocupare constantă în raport cu înmulțirea numărului de vehicule din Roman. În același timp, v-aș întreba dacă aveți o evidență dacă noi ne aflăm sub, peste norma europeană sau sub norma europeană? Suntem peste norma europeană. De spații verzi pe cap de locuitor. Deci cât avem? Exact. Suntem peste medie. Cam vagă informație. Păi nu e vagă. Dacă vă spun că suntem peste medie, cred că e destul de cert. Ați văzut că problema numărul 1 în întreaga țară este evitarea extinderii epidemiei de peste porcină. Îmi veți spune că acesta este atributul Direcției Sanitar Veterinare, dar pe mine mă interesează dacă ați conlucrat în vederea eliminării creșterii acelor porci, mă refer aici la satul Olimpic și la zonele acelea din perma fostei gropi de gunoi. Da, în momentul de față... Care ați luat-o dumneavoastră este foarte bună aceea de a încerca să nu să-i stopați. Noi am încercat pe cât posibil în toate zonele locuibile să nu se mai crească animale de niciun fel. În momentul de față nu avem nicio sesizare privind apariția sau pericolul apariției de peste porcină în zona municipiului Roman. Bun, deocamdată, dar mă refer dacă ați luat vreo măsură să se vadă ceva în satul Olimpic acolo, că acolo știți lângă pavilioanele alea cam câți porci se cresc. În momentul de față nu avem sesizări din acea zonă. Începe anul școlar. Nu ne-ați vorbit nimic despre preocuparea de igienizare a cabinetelor școlare și în fiecare an până la ora asta dumneavoastră deja aveați preocuparea de a dota cu medicamente astea. Cum stăm aici, mai ales cu cadrele? Vorbim de medici școlari, știu că mai avem doar unul, dar asistente medicale care sunt plătite de dumneavoastră. Deci noi, în momentul de față, pot să vă asigur că toate cabinetele școlare sunt igienizate. Așteptăm referatele din partea unităților de învățământ. Vă spuneam că miercuri voi avea o ședință cu ei și așteptăm referatele pentru achiziționarea de materiale sanitare, de medicamente. Mai mult decât atât, pot să vă spun că avem încheiate contracte cu medici pentru a acoperi necesarul de medici la toate unitățile de învățământ, iar în ceea ce privește asistenții medicali, avem asistenți medicali pentru fiecare unitate de învățământ, pentru fiecare cabinet școlar. Așa, și ultima mea întrebare se referă la relația dumneavoastră cu Consiliul Județean, dacă n-ați încercat, a fost foarte lăudată acțiunea dumneavoastră de pulverizare aeriană și de dezinsecție și mai ales proiectat o asemenea dezinsecție acum în toamnă, probabil că în luna septembrie, da. Așa, nu, la sugestia unor primari din zona Roman, nu era bine, cei care sunt pe Maloape, nu era bine să luați legătura cumva și Consiliul Județean în vederea stabilirii unui proiect comun. Deci să fie, pentru că pentru o comunitate locală, zicem cea de la Creangă, de Vin sau știu care mai este Dorgești, este imposibil să facă. Ori în felul acesta s-ar putea stopa migrația în țarilor. Voi vorbi la Consiliul Județean. Să vedem dacă există posibilitate legală. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua. Aș dori să vă întreb dacă ne puteți da câteva informații despre stadiul în care se află acum proiectul pentru reabilitarea casei memoriale Sergiu Cepidache. Da. În momentul de față se lucrează de către Consiliul Județean studiu de fezabilitate și în cursul lunii septembrie are termen de predare acest studiu de fezabilitate, după care toată documentația va fi înaintată către Compania Națională de Investiții în vederea organizării licitației publice. Ei sunt cei care vor finanța această investiție. Dar a fost dat un astfel de proiect
Companiei Naționale de Investiții? El este prins în programul de finanțare a Companiei Naționale de Investiții, așteaptă doar studiul de fezabilitate în vederea întocmirii caietului de sarcini și a licitației. Mulțumesc. Că tot vorbeam de parcări, nu există nici măcar în stadiu de idee planificat realizarea vreunei parcări subterane sau subterane? Nu, în momentul de față. Vreau să vă semnalez faptul că din concluziile Cristiu, ca să evite sensul generatorului de la favorit, voi fi între blocuri. Pe niște alei dintre blocuri foarte strânte și deja ocupate. Ies exact în față la liftul. Dar nu am această informație, o să discutăm cu operatorul. Așa cum știți, firma este o firmă privată, da, care trebuie să respecte traseul și stațiile. Da. Da. Vreau să vă întreb dacă la punte, cum ați menționat dumneavoastră, cum era o cameră cu supraveghere pentru centrală? E pentru centrală. Reorienta și să vedeți, eu mai... E pe o distanță mult prea mare și problemele apar mai mult în partea dinspre Cotuvameș. Am înțeles. S-au mai realizat niște parcări și se lucrează încă în municipiu. Și hotărârea de Consiliul Local privind reașezarea parcărilor de pe străzile PIDU, în ce stadiu se află? Mă refer la parcarea de la poștă. Parcarea de la poștă așteptăm să finalizăm și sistematizarea verticală acolo în zonă pentru a însămânța toate acele zone. Urmează să depunem pământ negru, pământ vegetal și ulterior să facem însămânțarea cu iarbă. De asemenea, în această lună vom și marca acea parcare pentru a crea și a delimita locurile de parcare. Ulterior vom scoate la licitație. Cred că vor fi undeva în jur de 70 de locuri de parcare. Va trebui să vedem în momentul în care vom face acest marcaj și ulterior le vom scoate la licitație. Noi am preferat să nu scoatem în perioada de vară la licitație pentru că persoanele se mai află în concediu. Așteptăm să înceapă și școala și ulterior vom demara aceste proceduri. În ceea ce privește parcările de pe PIDU, noi am supus dezbaterii publice acel regulament în ceea ce privește administrarea parcărilor de pe raza municipiului Roman. În ședința ordinară din luna septembrie vom aproba acest regulament și ulterior deja am dat comandă pentru achiziționarea 30 de parcometre pentru a le amplasa pe toate aceste străzi. Riveranii având posibilitatea să obțină acel abonament de riveran, iar toți ceilalți care vin în aceste zone să aibă posibilitatea să plătească această parcare. Se va aplica din toamna aceasta? Eu așa îmi doresc din această toamnă, depindem foarte mult și de termenul de livrare a celor parcometre. Practic, noi vom marca toate aceste zone. Mă voi consulta în această săptămână și cu colegii mei. Noi am supus dezbaterii publice acest regulament și am prevăzut ca, într-o primă idee, marcajul să se facă tot cu culoare albă, la fel ca și celelalte parcări, însă în urma discuțiilor pe care le-am avut cu mai mulți cetățeni din municipiul Roman, dar și prin prisma experienței pe care le-am mai văzut în alte țări europene, am văzut că de regulă se folosește o altă culoare pentru parcările cu plată. Cel mai probabil vom adopta și noi această metodă, să folosim culoarea albastră ca și marcaj pentru parcările cu plată, astfel încât atât cei care vin din alte orașe, dar și cei care nu locuiesc într-o anumită zonă, să vadă totuși o culoare distinctivă și care să le atragă atenția asupra faptului că se află într-o zonă de parcare cu plată. Ați amintit că o să solicitați un expert o analiză pentru coritoare. Dacă rezultatul va fi negativ, negativ. Expertul, domnule, e varză, nu se mai poate face nimic. Păi nu, dar negativă în ce sens? În sensul că păi nu, noi trebuie să vedem. S-a cheltuit foarte mulți bani. Păi nu, trebuie să vedem în primul rând natura acestor și cauza acestor probleme apărute și pornind de la cauză vom ști și mai departe ce vom avea de făcut. Ok, și
banii vor fi alocați de la Primaria Roman? E ceea ce vă spuneam eu. Deci în momentul de față noi chemăm acest expert pentru a ne spune care sunt cauzele, care sunt cauzele apariției acestor denivelări. Din momentul în care știm cauzele, vom ști ce avem de făcut mai departe. Dacă e o problemă de sol, e clar că trebuie să fie obligația Primăriei Municipiului Roman. Dacă e o problemă de execuție a lucrărilor, atunci firma are un termen de garanție acolo de 5 ani de zile. Și, bineînțeles, în perioada de garanție va trebui să intervină pentru reabilitarea întregii artere. Și ultima întrebare. Evenimentele toamnei, ne le puteți spune ce ați preconizat în asta? Mă gândesc la o ziua recoltă? Nu, în momentul de față nu cred că vom mai avea alte evenimente, cel puțin nu în perioada imediat următoare. Dacă însă totuși vor fi solicitări din partea, Camera de Comerț sau orice alt organizator al unor astfel de evenimente, le vom lua în calcul, însă în momentul de față, plecând și de la premiza că din această lună, undeva spre sfârșitul lunii, vom intra în reabilitare cu parcarea de la Roma în Vodă, e puțin probabil ca vreun eveniment să se desfășoare aici. Însă rămânem în continuare deschiși la orice sugestie venită, dar ca idee în momentul de față nu este gândită niciun astfel de organizare. Mă întrebam din zona, dacă la piață nu se organizează ziua recoltei, că au mai fost ei în anii anteriori? Au fost o singură dată, dacă mi-aduc eu bine aminte, undeva prin anul 2009-2010, ceva de genul ăsta. Repet, dacă există un interes și o solicitare, știu că existau niște discuții preliminare la Camera de Comerț și Industrie Neamț, însă în momentul de față nu sunt finalizate. În condițiile în care vor veni cu o propunere concretă, sigur putem să stăm de vorbă și să stabilim o locație. Mi-am mai amintit de un subiect, îmi cer scuze. Cu ambulanța timp, știu că ați făcut numai de versuri și iată că ați avut un succes. Când va intra, din ce ați discutat dumneavoastră, după aprobarea în Consiliul Județean, când va intra efectiv în funcțiune echipa de medici? De aici încolo nu e rămasă decât parte birocratică și de angajare a personalului la Spitalul Județean de Urgență Neamț și ulterior să devină operațională această ambulanță. Vreau să mulțumesc pe această cale Consiliului Județean, consilierilor județeni, conducerii Consiliului Județean pentru sprijinul dat în demersurile noastre pentru a readuce la Roman și a redeveni operațională ambulanța TIM, ambulanță care deservește nu numai locuitorii municipiului Roman, ci și întreaga zonă limitrofă Romanului. Aș avea o întrebare, dacă vă rog, supărați. Referitor la punte, e obligatoriu să-și păstreze destinația asta de punte pietonală sau există și posibilitatea să fie adaptată la condiții și din necesitățile oamenilor? Și nu? Păi nu. El, ca principiu, această punte a fost construită de Comuna Horia tocmai pentru a veni în sprijinul locuitorilor din Comuna Horia pentru a se deplasa mai ușor către oraș, dar este cu destinație clară de punte pietonală. Dacă vorbim de un pod sau de acolo e cu totul altă gândire, cheltuielile sunt infinit mult mai mari și e foarte greu de realizat un astfel de pod peste Moldova. Eu vă dau numai un exemplu, să vă uitați un pic la podul actual peste Moldova, să vedeți câte denivelări are și nu există capacitatea în momentul de față pentru a se repara. Deci nu mai putem vorbi de construirea unui pod nou în momentul de față. Noi ne vom asuma printr-un proiect și vom încerca să depunem la Ministerul Dezvoltării, se pare că se va deschide un PNDL 3 și sperăm să avem susținere pentru a primi finanțare pentru acest obiectiv. Acum vedeam că pe internet circulă destule opinii și sunt păreri pe care poate ar trebui să le urmăriți, pentru că sunt de la oameni care se și ocupă de așa ceva și vorbim cu soluții, plăci de oțel sau materiale mai ușoare, dar mai rezistente totuși decât scândurile alea. Adică da, deci eu tot ce pot să vă spun este că în momentul de față
am contactat deja un proiectant pentru realizarea studiului de fezabilitate și ulterior, când se va realiza și proiectul tehnic de execuție, sunt niște oameni care își pun niște semnături pe niște documente. Și aici sunt și arhitecți, și structuriști, și experți în rezistență. Că așa, opinii putem să avem fiecare dintre noi, dar până la urmă, când e vorba de semnat, cel care semnează... Nu, idei care le scapă experților, e posibil. Probabil, da. Câte parcări avem în total în România? În momentul de față avem undeva în jur de 3.000 de parcări. 3.000 de locuri de parcare, da. Și cam câte ar deveni în fiecare zonă? Adică... Dacă ele răspund numărului de mașini, că știi? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. De asta e bătălia să continue. Păi. Uitați-mă mai întâi un lucru. Spuneți-mi, tranșa a doua din acel aparat de radiologie procurat de Roman a fost dată din fondurile spitalului sau ale primăriei? Pentru de ce vă întreb? La tranșa a doua din aparatul de radiologie cumpărat acum 2-3? A, păi ăla e achitat de mult. E achitat de mult, dar de ce vă întreb? Că ați văzut că s-a încheiat acum un protocol între Ministerul Sănătății și spitalele din regiunea din Nord-Est, da, știu la ce vă referiți. Și revin în bugetele unităților administrative. Se încearcă. Dar județ și o parte... Nu e un protocol, vă spun eu despre ce este vorba, se încearcă atragerea unor bani europeni pentru aceste investiții făcute în spitale de către autoritățile publice locale. E vorba de o linie de finanțare. Acei bani au fost dați din bugetul Spitalului Municipal de Urgență Roman și nu din banii primăriei municipiului Roman. Însă, în momentul de față, vreau să vă spun că prin demersurile pe care le-am făcut deja, 10 milioane de lei au venit pentru aparatură și pentru realizarea acelui inel de hidranți la Spitalul Municipal de Urgență Roman și, de asemenea, vor mai veni aproximativ aparatură de aproximativ 700.000 de lei de la Ministerul Sănătății, acolo unde și Primăria Municipiului Roman trebuie să achite o cofinanțare undeva în jur de 70.000 de lei. De ce spuneți că e o problemă de teren pe o coridoare este problema primăriei? Nu e obligația constructorului. Da, păi da, dar în momentul în care s-a făcut studiul geo, dacă nu erau apărute acele infiltrații de apă și au apărut ulterior, atunci e clar că nu aveau de unde să știe. Depinde foarte mult de momentul la care s-a făcut fondarea. Da, repet, să așteptăm prima dată expertul să se pronunțe și abia ulterior vom ști mai bine ce avem de făcut. Vă mulțumesc!